Salutare! Ne aflăm din nou în Timișoara, un oraș în care nimeni nu doarme. Toată lumea este în club de cinema, cu oameni frumoși, covor roșu, petrecere în jurul piscinei, dar mai bine vă las să urmăriți imaginele. Bună, ce faci? Bună! Uite puțin la soare, la Le Cinema Summer, distracție, relaxare. Cum au fost timișorenii de la deschidere până acum? Cum au fost petrecerile? A fost nebunie? Au venit în număr mare în Club Le Cinema? Da, se vine în număr mare, mai ales sâmbătă, cum este și astăzi. Lumea se distrează, este ceva nou, și piscina, seara, bineînțeles, arată altfel clubul, luminile, DJ-ul, luministul, este spectacol. Țin petrecerile până dimineață? Da. Este așa un mare show? Sau? Până dimineață, chiar și uneori când e mai cald, face lumea și baie dimineață, after hour. Facem jihad pe românește, ne distrăm maxim. UCE, n-am auzit. Ce ai vrut să spui? UTV, a venit UTV la noi. Și ești bucuroasă că a venit UTV la voi? Maxim. Ia spune-mi ce faci tu aici, ce te aranjezi? Mă pregătesc pentru seara asta specială. Am auzit că ați venit la noi și am zis să fim azi frumoase. Cum e cu nopțile astea pierdute? Că până la urmă se cunoaște. Da, se vede foarte, foarte ușor. Foarte ușor. Trebuie să te întreții, exact, să mănânci sănătos. Adică, câți ani? 22. A, 22, mulțumesc, arăți bine, ce să zic, nu vă mai uitați. Mamă, ce aș vrea să văd, aș vrea să vă văd așa puțin mișcându-vă, dar așa mai, de ce spui tu? De ce? Vrei să ieși tu în față? Nu? N-aveți vreo mișcare așa mai specială pe care nu o faceți în fața oamenilor? Ce ar trebui să faci? Arată-ne! Nu vă uitați! Adică și ce poate să facă ea cu acel ceva ce spui că nu? Hai să vadă și lumea de acasă cum se încălzește o fată de la Clubul Le Cinema înainte de show. Foarte tare! I love you.
Fiecare dintre noi știm cât de spectaculos este să fii de partea cealaltă a barului. Însă încercăm cu fiecare episod să vă arătăm cât de greu este să impresionezi prin flair-uri și mixologii complicate ce vă răsfață papilele gustative. Mai bine las imagine să vorbească de la sine. Din câte am auzit eu așa, particip vara asta la un concurs, despre ce este vorba? Da, nu chiar vara asta, chiar săptămâna viitoare, marți, plec la concurs. Este vorba de Havana Cuban Blend. Este un concurs pe mai multe etape, va fi inclusiv mixologie, speed service și vrăjeale din partea noastră. Adică va fi un concurs de, cum să zic, să combinăm oamenii pe plajă, să vinem cât mai multe mojito într-un timp cât mai scurt. Hai să facem niște shot-uri. Bine, perfect. Facem. Vă las? Hai, lasă-o pe el, O face. Singura chestie la mine nu e flair-ul, am rețeta proprie, o dress, colegul tău a încercat-o, a recomandat-o. Dacă vrei să o fac scurt și rapid și ție. Așa, vreau să văd. I love you, TV! Dă-te dragostea mea! Her Majesty, the Queen, Royal Highness, Hard Rock. Her Majesty, the Queen is in the booth. Come to the dance floor. Sâmbătă non-stop, Leslie Ma, cel mai tare, din Timișoara.
Știm cu toții că în cluburile de noapte oamenii și talează cele mai extravagante ținute. Împreună cu partenerii noștri MD T-shirt, v-am pregătit o colecție specială marca Syndicate of Party. Din partea MD T-shirt, îți oferim acest tricou, adică mai mult rochiță. Mersi foarte mult! Pe care să o porți cu drag și să-ți amintești de UTV și emisiunea Syndicate of Party. Cum a fost în seara asta? Sincer, e prima dată când am venit aici și m-am simțit foarte bine, nu mă așteptam să fie așa frumos. Ai venit și pentru prima dată, ai și câștigat ceva, asta ce înseamnă? Să revii în Le Cinema? Bineînțeles, o să revin, cu siguranță, și sper să te găsești pe tine aici. Vom mai veni, îți promit. Ok, mersi. Okay, îți aparține. Mersi foarte mult. Pe care l-am întâlnit, ești foarte priceput, ți-am urat succes la concursul la care tu o să participi, dar vreau să ne promiți că o să porți acest tricou chiar la concurs. Este un tricou din partea MD T-shirt, dar și din partea UTV-ului și a emisiunii Syndicate of Party. Se-ți poartă noroc și vreau să-l probez acum. Deci, sunt încântat! Să-ți poarte noroc, UTV, vara asta este cu tine! Hai să zic, tricoul ăsta e la fel de cool ca și emisiunea voastră, frate! Mulțumesc frumos! Vă iubesc! Pace, fraților! Looking for a friendly light.
but I see nothing. No eyes, no eyes on me. Atmosfera. Cum ți se par oamenii? Sunt mulțumiți de ceea ce se întâmplă la cinema? Eu cred că da și sper să fie așa. Adică muncim pentru asta, muncim în fiecare weekend și o să muncim mulți ani de acum încolo. Oamenii de acasă nu prea știu ce se întâmplă în spatele unui club. Mă refer la management. Nu este atât de simplu. Nu, nu e simplu și să știi că nu e treabă de un singur om, știi? Adică îți formezi o echipă, toți împreună, de dimineață până seara, de la cel mai mic până la cel mai mare, știi? Trebuie să ai o echipă frumoasă și atunci totul iese ca pe roate. Ai o mulțumire sufletească când vezi că oamenii se distrează și că este o seară perfectă pentru ei? Bineînțeles, iubesc clubul ăsta și iubesc Timișoara, deci sper să fie ok tot timpul. Nu putem chiar să divulgăm toate surprizele. Cert e că vom încerca în fiecare weekend să fim la înălțimea așteptărilor și să aducem cât mai multe surprize și pregătim ceva și pentru toamnă. Ești invitat. Andrei e foarte tare, echipa lui e foarte tare. O să vedeți un pic spre dimineață la staff party. Îl băgăm în staff-ul nostru să vedem ce o să iasă. UTV, Syndicate of Party, be good! Can you see me lying? Can you see why I pretend? Can you feel me thinking? Would you say me if I fail? I would love to love you. I would love to be your man. But your loneliness, please leave me. Popor. Mișto, mai bine. Dragostea se face în minim 2. Și muzica bună. E și frumos amenajat. Acasă ce ne urmăresc, ce urmăresc postul UTV. Da, să știi că îl urmăresc, dar mă enervează că băgați prea mult Elena cu eco. Dragilor, vă pupăm și vă așteptăm și aici. Vă iubim! Cam așa ne-am distrat noi în clubul cinema din Timișoara. Săptămâna viitoare continuăm maratonul distracției într-o altă locație extravagantă. Până atunci, dați-ne like pe Facebook unde găsiți și poze de la petrecere. Rămâneți aproape!